astăzi, pentru că este marți, ni se alătură taticul Dan Curceru, care o să ne vorbească despre un fenomen des întâlnit în școli, din păcate, bullying-ul. Salutare, bine revenit. Vrem să luăm aici ambele perspective. Cea a părintelui care are un copil agresat, dar și perspectiva părintelui care are un copil agresor. Bun. Deja se observă o creștere a bullying-ului inclusiv în zona de grădiniță. Mm-hmm. Așa, la așa de da, 4 ani? Da. Deja pe la 4-5 ani se observă apariția unor forme incipiente de bullying și trebuie să avem grijă să le rezolvăm din fașă. Da? Cu când ne ducem mai departe, cu atât victima va fi mai oprimată și cu atât agresorul va deveni mai puternic și va fi mai dificil să-l aduci pe drumul cel bun. Copiii tăi au avut parte de bullying la grădiniță, de exemplu? La grădiniță, slavă Domnului, nu, pentru că suntem într-o comunicare permanentă cu educatoarea, cu cei din școală și orice apare se discută foarte mult. Cred că asta este soluția, una dintre soluțiile prin care poți elimina bullying-ul din fașă. Să existe o comunicare, o relație foarte apropiată între părinte, părintele victimei, părintele agresorului și, și educator. Părintele agresorului trebuie să înțeleagă faptul că, știi ceva, din păcate copilul lui nu este ușa de biserică tot timpul, da? Și trebuie văzut ce se întâmplă acolo. Educatorul are un rol foarte, foarte important și apoi și părinții victimei. Hai să discutăm puțin, pentru că mi se pare extrem de important să definim niște lucruri și să le explicăm oamenilor exact ce înseamnă bullying-ul. Bullying-ul este un proces pe termen lung, intenționat, de oprimare psihologică și fizică, de obicei vin amândouă, poate că nu-l lovește, dar cu siguranță îl exclude din comunitate, din gașcă, a unei persoane de către alta sau mai multe. Bullying-ul în grup este observat la școală. În general, la grădiniță se întâmplă bullying individual. Vine un băiețel mai, nu știu, mai mare, să zicem, și îl agresează pe băiețelul mai mic. În general, victima este cineva ușor diferit față de ceilalți sau de ce îi se pare unuia dintre cei mai puternici. Și apare hărțuire, apare insultă, apare umilire. Faceți diferența, dragii mei, între conflictele spontane, neplănuite și punctuale între copii și hărțuirea pe termen lung între bullying. Pentru că la vârsta de 3-4-5 ani copiii se ciocnesc adesea. Da? Se luptă pentru teritoriu, pentru jucării, pentru lucruri. Ei nu-și conștientizează foarte bine emoțiile la acea vârstă, tocmai din cauza asta. Acolo nu este bullying, acolo nu este bullying, acolo este pur și simplu un copil egoist care luptă pentru jucăria lui. Exact. Se întâmplă, da? Copiii mici sunt egoiști. Deci, învățăm să fie altruiști, ei nu se nasc altruiști. Înțeleg că bullying-ul implică intenție. Intenția foarte clar și pe termen lung, da? Ei bine, când cum ne dăm seama de astfel de lucruri? E bine, copilul nu mai vrea la grădiniță. Ușor, ușor începe să devină introvertit, deși aveai un copil care zâmbea foarte mult, care era expansiv, începe să fie deprimat, nu mai vrea de la grădiniță și nu mai este vorba despre acomodarea la grădiniță, că au trecut vreo 2 ani. Dintr-o dată s-a transformat ceva în sufletelul lui. Și ce putem face? E bine, sunt mai mulți factori aici, care sunt extrem de importanți, cine poate rezolva? În prima fază poate rezolva educatoarea și după aia părinții. Vă spuneam de acest triunghi. Părinții, educatoare, părinții agresorului și victimei. Ce poate face educatoarea când vede semne de bullying de genul acesta? În primul rând să fie arbitru. Arbitrul nu lasă ca jocul să o ia raznă, da? Intervine și îi avertizează pe cei care faultează. Exact așa, folosind termenul din fotbal, fără nicio problemă. Poate face jocuri și activități pozitive în care include pe cei mai timizi, pe cei mai introvertiți, pe cei care nu sunt foarte integrați și face echipe cu ei și îl pune pe cel care, pe care l-a văzut bully, da? cu victima în echipă și îi face cumva să colaboreze. Pentru că până la urmă amândoi își doresc să câștige. Le oferă un scop comun. Cărți și exemple educaționale. De exemplu, un caz foarte la îndemână este o poreclă pe care unii copii i-o dau unei fetițe roșcate. Da? Okay. Putem să citim după aia o poveste și cred că sunt Pipa Redhead, nu știu ce, fetița roșcată. Și putem citi
o cărticică de genul ăsta în care acea trăsătură este de fapt evidențiată și scoasă ca o calitate, nu ca o diferență. Da? Și dintr-o dată transformăm victima într-un erou pe care ceilalți îl vor aprecia. Și la fel cu toate celelalte diferențe. Găsim o grămadă de povești pe care le putem spune copiilor. Dacă nu le găsim, le inventăm. Că de-aia suntem educatori. Da? Atenție la propriul limbaj. Este foarte important. Aveți grijă. De exemplu, dacă îi zici unui copil că mănâncă foarte puțin ca o vrăbiuță, scoasă din context, chestia asta se poate duce într-o poreclă nu foarte plăcută. Deci trebuie avută grijă cum interpretează după aia copiii cuvintele educatorului, adultului. Da? Și în cazul în care situația persistă, neapărat să ia legătura cu părinții agresorului. Da? Nu am eu un copil, dacă tai că sunt 10 șurubel, spune eu ce poți să-i mai zici copii. Pleacă direct cu dezavantaj, cu minus la grădiniță. Corect. Hai să vedem. Bun. Ce fac părinții aici? Ei bine, avem părinții agresorului și părinții victime. Părinții agresorului trebuie să înțeleagă faptul că al lor copil poate greși odată. Dacă ei nu sunt comunicativi, avem o problemă. Dar, la fel, trebuie să înțeleagă că dacă ei nu recepționează chestia asta și spun nu, copilul meu nu face niciodată așa, copilul meu este... Da? Și nu sunt comunicativi în povestea asta să rezolve, să țină minte că întotdeauna se va găsi cineva mai puternic al lor copil și cândva copilul lor care este acum bully va putea deveni victimă. Adică practic își așează un drum foarte stâncos pe mai departe pentru că va genera genul ăsta de situații în viața lui pe exact. Mai departe. Constant. Părinții agresorului, să afle cauza. Este foarte important să aflăm de ce copilul acela face lucrurile respective cu victima lui, cu un alt copil. Să analizeze foarte mult situația din familie. De cele mai multe ori de acolo pleacă totul. Dacă tatăl este agresiv cu mama, cu ceilalți din familie, copilul este doar un burete care imită. Dacă tatăl folosește cuvinte dure, să nu vă așteptați ca al vostru copil să nu le spună la grădiniță, chiar dacă nu le înțelege sensul. Dar dacă un părinte se comportă urât cu copilul, copilul are tendința să se poarte urât cu ceilalți care bineînțeles, bineînțeles. Este doar un comportament pe care îl imită. Pentru că la grădiniță, dacă este mai măricel și descoperă că are mai multă putere, are un ascendent asupra celorlalți, va căuta să se răzbune. Da? Tot timpul este plusul și minusul, caută să se echilibreze. Dacă eu sufăr acasă, caut să-mi iau împlinirea la grădiniță, da? Și așa o învață. Suferința este dincoace cu orgoliu tratată tot timpul. Ce mai trebuie să facă un părinte de copil agresor? Să-l învețe toleranța, empatia și să apere alți copii. Asta vă dorim de la copiii noștri. Să-i îndreptăm ușor, ușor. Cum? Repet, cu exemplul pozitiv, cu povești, cu tot felul de gesturi, hai să-i ducem în comunități mai puțin favorizate, hai să-i implicăm în tot felul de gesturi caritabile, hai să îi învățăm că oamenii sunt diferiți și asta nu este o problemă. Este o problemă a noastră dacă nu acceptăm că oamenii sunt diferiți. Ce pot face părinții victimei? Aici copilul ăla suferă, da? Copilul suferă și trebuie să fim atenți la semnale. V-am povestit, dacă dintr-o dată copilul nu mai vrea la grădiniță, dacă se închide în el, dacă este tot mai trist, se întâmplă ceva acolo. Și încercăm să vorbim cu el. Dacă nu este un copil foarte comunicativ sau nu știm noi cum să-l tragem de limbă foarte clar, funcționează foarte mult chestia asta. Roagă-l să deseneze o zi la grădiniță. Mamă. Funcționează incredibil de bine. Nu veți fi surprinși că veți descoperi niște detalii în desenele copiilor incredibile. S-ar putea să găsiți un monstruleț pe acolo. S-ar putea să găsiți mai mulți monstruleți. S-ar putea să găsiți multă culoare închisă, multe non-culori, negru, de exemplu, și gri, de la un copil care cândva desena doar cu verde, galben și culori vesele. Da? Și ăsta este un semn foarte important. După aia puteți să mergeți cu desenul la un psiholog. Avem și aici, de altfel, apelează la psiholog.
apelează la psiholog. Poate interpreta și pentru poate că... sfătui, nu? Da, da, da. Și mergeți cu copilul, duceți-l. Sunt foarte multe jocuri faine la psiholog pe care le pot face și specialistul înțelege ce se întâmplă cu al tău copil. Contactează educator. E foarte important. Băi, copilul meu are o problemă. Tanti, doamna educatoare, ce se întâmplă acolo? Și sper să găsiți deschidere în rezolvarea problemei. Discutați cu părinții agresorului dacă ați identificat agresorul și vă spuneam de apelat la psiholog și dacă nu găsiți rezolvare la toate chestiile astea, fiți deschiși să mutați copilul din grupă sau chiar din grădiniță. Da, da. Copilul vostru trebuie să fie bine. Nu lăsăm situația de bullying să se agraveze pentru că poate duce la niște traume colosale pe, când copilul va deveni mai mare și chiar adult. Și aici vorbim de grădiniță, că asta e important. Da, aici da, se da. Formează ei. Adică da. Acum trebuie să faci ceva dacă poți să faci. Da. Când e mai mare, deja e format. Când e mai mare, deja dacă ai tolerat chestia asta, copilul tău va avea o stimă de sine foarte, foarte scăzută. Exact. Da? Și va accepta să fie agresat. Va considera, va ajunge să considere că el nu merită. Va fi o victimă permanentă. Da. Da? Și va fi mult, mult mai greu. Sunt mii de adulți care fac terapie foarte serioasă pe chestia asta, da? Schimbăm grădința și nu, și foarte clar, e foarte importantă chestia asta. Indiferent dacă suntem sau nu părinții unui copil victimă sau al unui copil agresiv, nu trebuie să închidem ochii la problemele altora, da? Dacă vedem un copil agresat, nu trecem pe lângă. Vedem despre ce este vorba, da? Dacă aflăm de la copilul nostru că un alt copil este agresat în grădiniță, hai să aflăm, hai să vorbim. Pentru că împreună putem elimina bullying. Și este, credeți-mă, devine un fenomen din ce în ce mai mare. Vă mulțumesc! Ne vedem marțea viitoare. Dacă v-a plăcut ce am povestit, scoateți repede telefonul și dați-mi un follow pe Instagram, pe Taticul. Mulțumesc! Mulțumim, Dan! Mulțumim tare mult!